Începând cu data de 1 martie, la Centrul Județean Apia Mehedin se pot prezenta rentierii pentru a-și viza carnetele pentru anul 2011. În prezent sunt înregistrați la Apia un număr de aproximativ 600 de rentieri. Rentierii agricoli trebuie să se prezinte cu actul de identitate în original și carnetul de rentier. Aceștia beneficiază de 50 de euro pe hectar pentru terenurile arendate și de 100 de euro pe hectar pentru cele vândute. Data limită de vizare a carnetelor este 31 august 2012. Cei care nu se vor încadra în acest interval nu vor mai primi banii alocați de la bugetul național.